Bună dimineața, astăzi am depus o sesizare împreună cu colegii, domnul deputat, având acest drept prin lege, la Curtea Constituțională. Se referă la acele acțiuni grave, anticonstituționale, nocive și antidemocratice ale Partidului Acțiune și Solidaritate în raport cu sistemul educațional din Republica Moldova. Deci, așa cum știți, acum câteva săptămâni a fost modificată legea, codul educației, așa ca pasul prin ministerul și persoana politică pusă acolo în funcție să poată demite toți șefii direcțiilor raionale și municipale educației, tineret și sport. Deci sunt trei lucruri de comentat aici, pe lângă faptul că acestei caracatițe galbene nu-i ajunge putere, nu-i ajunge nu știu ce, și își extinde incompetența cam peste tot unde se bagă, în toate instituțiile statului. Aici chiar sunt câteva aspecte cu caracter anticonstituțional vădit. Primul lucru este dreptul la muncă. Deci ce a propus PAS-ul printr-un amendament care a fost înregistrat seara, fără dezbateri, fără consultări, fără a aduce această modificare opiniei publice, fără a consulta breasla nemijlocit, iar a doua zi votat în două lecturi. Deci acest amendament spune în felul următor, că în 45 de zile șefii direcțiilor raionale municipale sunt destituiți din funcție, de drept. Deci primul lucru încalcă dreptul fundamental la muncă. Dacă persoana a fost aleasă în baza criteriilor și prevederilor legale, acest lucru nu poate fi făcut de o asemenea manieră cum este transcris în lege. Este această abordare anticonstituțională, gravă, îndreptată împotriva drepturilor omului și evident că este primul domeniu contestat în această privință. 2. Este o ingerință în activitatea administrației publice locale. Iarăși, ni se pare foarte grav, pentru că își bagă nasul acolo unde nu-i fierbe oala și vorba din localitățile Republicii Moldova au încurcat un pic coada vacii cu ștampila primăriei. Nu are treabă ministerul să-și bage nasul în activitatea administrației publice locale. Ori nu se descurcă nici acolo unde sunt competențele legale ale ministerului. Vorbesc acum de toate reformele care se desfășoară la Ministerul Educației, la care vom reveni suplimentar, o batjocură față de mediul, de profesori, de infrastructura educațională, toate istoriile astea cu optimizarea instituțiilor de învățământ superior, după care nu s-a produs nimic și până în ziua de astăzi stau de izbeliște multe aspecte în această privință, începând cu resursele umane, infrastructura, toate ideile inovative de a închide grădinițele pe teritoriul Republicii Moldova, după ce au închis sute de școli, în continuare, așa numita optimizare, fără ca să dea o perspectivă clară din punct de vedere a salarizării, pentru pedagogi, de îmbunătățirea infrastructurii. Am văzut condițiile în căminile studențești din subordonate, să spunem așa, instituțiilor de învățământ a Ministerului Educației. Deci cămine cu infrastructură din secolul trecut, de parcă nu s-a făcut reparații de 30, 40, 50 de ani în aceste instituții. Aberațiile cu hârtia de viceu și multe altele le lasă într-o parte. Deci o gașcă de copii s-au apucat de reformat sistemul educațional. Acum vreau să menționez că Chișinău este poate unica entitate teritorială în care deschidem grădinițe noi, le creăm de la zero, le construim de la zero, deschidem școli noi în conformitate cu toate standardele și adaptate pentru toate persoanele, inclusiv cele cu nevoi speciale, dotăm laboratoare, îmbunătățim condițiile profesorilor și a elevilor. Da, avem foarte mult de lucru, numai că vreau să vă comunic că în această perioadă de 4 ani, un bănuț nu a dat ministerul sau guvernul
cu excepția celor transferuri cu destinație specială, care și așa sunt obligați să o facă și pe alocuri au avut loc și întârzieri. Nu mai amintesc de bagiocura cu testarea profesorilor, blocări și intervenții de acrobații logistice, juridice, de care vreți în raport cu profesorii, cuvintele urâte, duși caută de lucru dacă nu-ți place. Deci toate acestea nu le-am uitat. Luați-vă, vă rog frumos, mâinile de pe sistemul educațional din municipiul Chișinău. Așa cum am zis, dacă totuși va avea loc această istorie, vom pune o taburetă și vom aștepta acel șef pe care trebuie să-l delegați de la minister, în plină campanie electorală. 3. Așa cum spuneam, amendamentul a fost înregistrat la ora 4, miercuri, iar joi, în două lecturi, deja votat proiectul de lege de amendare a Codului Educației. Ceea ce ni se pare extrem de grav. Nu au fost consultate nici Congresul Autorităților Locale, nici sistemul educațional nemijlocit, pedagogii, directorii de instituții, administrațiile locale. Deci, e o altă încălcare gravă în ceea ce privește transparența în procesul decizional. Cei care au menționat că urmează să fie transparenți, iată că încalcă toate principiile. Doar ei, PAS-ul, pot vota buget într-o săptămână, pot aproba legi peste noapte, pot să se convoace și în 2 ani de zile să ne țin în stare de urgență și să facă mișmașuri cu contracte secrete și tot așa mai departe. Până în ziua de astăzi, toate acestea sunt taină, inclusiv ceea ce am vorbit ieri, 1.200.000.000 euro care au venit în Republica Moldova, contractele la gaz, cele mai scumpe costuri pentru cea mai săracă țară, energie electrică, etc. Deci, astăzi am înregistrat, domnul deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Mă adresez și Congresului Autorităților Locale, unde sunt vicepreședinte, colegii să ia atitudine în această privință și Sindicatului Educației și sistemului educațional în general. Și adresarea către ministere și către guvern, vă rog frumos, luați-vă lăbuțele de pe sistemul educațional. Nu trebuie să ne ajutați. Important să nu încurcați ca lucrurile să dezvolte, pentru că orice de ce vă atingeți, se distruge. Iar noi în Chișinău vom continua să construim centre de tineret, grădinițe pentru copii, școli, să îmbunătățim infrastructura laboratoarelor, infrastructura sportivă a instituțiilor de învățământ, infrastructura sportivă a spațiilor publice. Fără voi, vă rugăm frumos, nu veniți să ne faceți ceea ce faceți dezastru la nivel de țară. Vă mulțumim foarte mult. Domn deputat, dacă aveți de adăugat. Da, очень коротко, как уже мы говорили, мы сегодня вместе с господином генеральным примаром Кишинева зарегистрировали эту поправку. Очень коротко, она нарушает три принципа. На наш взгляд, действительно, то, что произошло во время чрезвычайной сессии, это наводит на очень... Несколько месяцев назад они взяли, ПАС взял под контроль районные больницы, здравоохранение. Теперь перед выборами, за месяц до выборов, они пытаются взять под контроль всю систему образования на местах по всей стране. Мы считаем, что данные... Не под контроль, а сделать ее вот этого цвета, желтого цвета. Желтый. Неважно, там будут специалисты, и важно, чтобы они были желтые. Да. Вот в чем проблема. Это самое главное, что вот эта вот желтуха должна быть обязательно присутствовать везде. Как уже сказал господин примар, данная поправка, которая была зарегистрирована, как обычно, за один день, как они делают, за один день до того, чтобы быть принятой, никто из местных властей, из заинтересованных сторон, Конгресс местных властей, те, кто заинтересованные стороны, не имели возможность быть проконсультированы, она нарушает несколько принципов, два главных принципа, которые защищены и охраняются Конституцией. Это первый принцип разделения ответственности местной публичной власти и центральных властей. Второй принцип и охрану защиты труда, право на защиту труда, которое пользуются все граждане Республики Молдова. И мы считаем, что как минимум до принятия решения Конституционным судом данная поправка, данный законопроект должны быть приостановлены, потому что мы понимаем, что это было сделано в первую очередь ради электоральных целей, и она, грубым образом, эта поправка нарушает конституционные принципы. Как сказал господин примар, мы надеемся, что Конституционный суд примет во внимание наши доводы и все-таки встанет на защиту граждан.